La Deiș continuă lucrările de modernizare a DG703L cu asfaltarea unui nou tronson de drum. Sectorul de 2 km care urmează să fie asfaltat pornește de la Jiblea, de la intersecția cu DG703G și se continuă până în fața sediului poliției din Deiești. Drum important care face legătura cu 703G pe care îl avem deja în lucru pe fonduri europene. Vom face juncțiunea, iar următorii kilometri pe care îi vom face din bugetul Consiliului Județean vor porni chiar din intersecția cu 703G de la Călimăniș. Deocamdată mergem încă 2 km până în fața poliției din Drăiești, așa cum știți toți acest drum. Am dat dispoziție, vor fi refăcute acostamente. Vom avea tot ce înseamnă poduri, podețe puse la punct, cu semnalizare rutieră, cu tot ce trebuie, pentru că vine un anotimp friguros și drumul este foarte circulat. Să mergeți cu bine și pe acest drum județean. DG703L este un drum extrem de important și foarte circulat, care pornește din Jiblea Veche, Călimănești, DG703G și ajunge la Fedeleșoiu, DG703F, fiind o variantă de ocolire a DN7.